Din nou, în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi, spuneam înainte de publicitate că lansarea de carte va avea loc luni în Corpule la ora 15 la Universitatea din Suceava. Atunci va fi lansată această carte, deși în momentul de față, din ce mi-ați destăinuit dumneavoastră, este studiată, este trimis în format electronic în America, la Harvard? Nu. Nu la Harvard? Nu. Profesorul care e acolo român a studiat la Princeton. La Princeton, da. Așa. Universitatea, cred că e indiana, dacă nu mă înșel, nu are asta relevanță. Bun. Voi aștepta să vedem ce feedback am de la respectivul profesor. E foarte profesor, important, pentru că... Care e din zonă. Odată, profesor în, Răiuțu Aurelia. În această lucrare, deci bibliografia este impresionantă. Da, este doar jumătate din bibliografie. Aproximativ 400-500 de titluri văzute, citite, majoritatea lor covârșitoare în limbă străină, pentru că asta este natura lucrării, a trebuit să văd aproape tot ce s-a scris și, în urma asta, să învăț, și spun asta și în introducere, foarte multe elemente de filozofie, de sociologie, antropologie culturală, le-am luat de la zero, le-am învățat și am încercat să le înțeleg. Istoria e doar un pretext al acestei cărți. După cum ați observat, cartea nu este una de istorie, ci eu am încercat să scriu așa, cum se scrie în spațiu anglosaxon, foarte interdisciplinar, pentru că n-ai cum altfel. Interdisciplinar, odată, dar în ceea ce privește reperele istorice și reperele acestei teorii viral-metamorfice, sunt foarte bine documentate, foarte bine puse la punct, ne lăsând, îndrăznesc eu să spun, prin virtutea educației pe care am primit-o una, lăsând lucrurile la întâmplare, plecați de mult în urmă, din 1790 încoace, pentru asta a fost și ideea, să mă întorc la origini ca să înțeleg fenomenul. Nu putem niciodată să înțelegem un fenomen din orice domeniu dacă nu ne întoarcem la nașterea lui, la origini. Și am încercat să văd unele origini, mai degrabă, să le spunem, anti-iluministe, anti-moderne, deși lucrurile sunt mai complicate dacă ne referim la romantism, care este o sursă de inspirație pentru totalitarismul de dreapta. Desigur că romantismul este un fenomen al modernității, este modern. Eu mă refer în carte la antimodernitate, ca mai degrabă la anti-iluminism. Foarte multe din aceste totalitarisme au gânditori anti-iluminiști, latura asta liberală, să-i spunem, a iluminismului. Da. În fine. Băi, cum să spun, e destul de greu, dacă nu cumva înspre imposibil, să și cred că nici nu ne-am propus, sau eu cel puțin nu mi-am propus așa ceva, și anume să explic cartea care, acest prim volum, are aproape 500 de pagini. În decursul a jumătate de oră sau 40 de minute cât avem nici eu n-aș putea lucra acesta. în această emisiune. Însă, ceea ce până la urmă rezultă din munca câți ani? Vreo 5 aceste două lucrări. Vreo 5 ani de munca asiduă. Și practic două lucrări, să ne înțelegem, a trebuit să rupeți în două, tocmai pentru a putea fi citit, că da. Altfel speria și așa editorul speria. Editorul mi-a spus că nu poate, glumea editorul de la Târgoviște, ar fi bine să nu publicăm un dicționar, un ceaslov, ieșea peste 1000 de pagini, nici din punct de vedere economic, financiar și, în primul rând, al marketingului unui editor, nu se poate așa funcționa. Ceva, și, desigur, e mai bine așa. Mai bine așa din toate punctele de vedere. Le-am rupt în două, dar ele sunt astfel alcătuite încât pot constitui lucrări de sine stătătoare individuale, dar ceea ce le leagă este, mă rog, această teorie viral-metamorfică.
este a mea, absolut, absolut nouă. Dacă veți căuta pe internet teoria viral metamorfică, vă va duce spre zona medicală, spre zona geneticii, dar niciun caz nu spre zona aceasta a socialului, a politicului și așa mai departe. Dar interdisciplinaritatea, efectiv ca fenomen foarte aplicat în multe alte domenii, cred eu era într-un final obligatoriu să intre și în această zonă a istoriei. Pentru că sunt anumite principii, legi ale fizicii, care funcționează excepțional în istorie. În istorie, în aproape orice disciplină, dar în istorie funcționează sine qua non. De ce n-ar funcționa? Pentru că noi facem parte din lumea aceasta, stăm pe planeta asta, suntem o parte a Universului și uneori ne place să spunem că suntem o sinteză micro a felului în care Universul uneori se organizează în forme frumoase, în forme estetice. Acum, dacă dăm la o parte din om latura culturală, religioasă, morală, s-ar putea să nu ne placă ce rămâne. Finalmente, suntem niște prădători, suntem prădătorii din vârful lanțului trofic, însă înzestrați cu rațiune și lucrul ăsta în același timp... inteligență, cu rațiune, câteodată e dovada e că parcă dispare rațiunea. Potențial, da, suntem... Dispare rațiunea, dispare, adică dacă discutăm de totalitarism, rațiunea, clar că rațiunea pică pe planul 2, 3, 4, 5. Nu are un rol foarte important, dar omul totalitar dus la extrem seamănă mai mult cu o fiară irațională care funcționează după principiul gregar al turmei. Ăștia sunt oamenii noi, din nefericire, dar de-aia am și spus că originele sunt clar anti-iluministe ale totalitarismului, nu numai de dreapta, ci și cel de stângă. Nu a fost destul de greu să... Și, bun, asta e o întrebare cu răspuns cât se poate simplu. Da, a fost greu. Dar nu a fost destul de greu ca pentru un om care a crescut într-o anumită perioadă a istoriei cu un totalitarism de stânga să găsească reperele și să alcătuiască o lucrare despre totalitarismul de dreapta? Dimpotrivă, cred că lucrul ăsta m-a ajutat, trăind o vreme puțin într-un totalitarism de stânga, am putut avea termeni de comparație, dar ca să ne înțelegem, această formulă stânga-dreapta e doar o simplă formulă. Pentru că totalitarismul de stânga sau totalitarismul de stânga și cele de dreapta sunt de fapt același lucru cu înfățișări uneori ușor diferite. Însă, dacă ne uităm cu atenție la asemănările dintre ele, e evident că unul derivă din celălalt. Cel de dreapta n-ar fi putut exista dacă nu exista totalitarismul de stânga. Fie inspirându-se, fie prin raportarea opoziției. Una din teorii spune așa că nazismul a fost o reacție la comunism. Evident. Dar pe de altă parte, nazismul este o formă specială de socialism. Socialism, în ghilimele, infectat cu naționalism și a ieșit ce a ieșit. Deci, până la urmă, nazismul este de stânga dacă luăm și dăm la o parte anumite lucruri. Vă explic și cum. Steagul nazist înseamnă un fond roșu, un cerc alb și svastica. Fondul roșu arată originile socialiste ale roșu mișcării. Fiind o culoare puternică. Nu, roșu fiind o culoare, în cazul ăsta, a stângii socialiste în Germania. Albul arată în simbolistică originea indo-europeană, ariană, așa, iar svastica este la origine un simbol solar, foarte vechi, din neolitic, n-are nimic exact. Absolut, asta e o formulă, o formă de explicație, e un simbol solar care se găsește peste tot
în Europa și i s-a dat altă și nu numai altă în corută. Europa. Și nu numai în Europa, în spațiu, în spațiu hindus, această svastică poziționate însă altfel elementele sale reprezintă un semn al norocului la hindu. Și astăzi, dacă vă veți uita la niște filme indiene, veți vedea că pe mijlocul casei apare o svastică, dar invers orientată decât cea nazistă. Este un simbol al norocului, îți poartă noroc. Ei, ceea ce a făcut Hitler a fost exact... Pe dacă a întors, normal. Evident, și se pare chiar el a ales acest semn, având însă niște variante, niște variații. Bun, acum, având în l-a vedere... L-a ales ca simbol al mișcării, dar da, nu îi se datorează lui, sub nicio având formă. În vedere ce am găsit aici, în argumentația noastră de început a cărții, uite, chiar nu mi-am notat, dar de regulă conducătorii care ajung, sau cum a fost în mod special cazul Führerului de a accede la putere și de a, automat era transformat, apropo de religie, era transformat într-un semizeu, într-un Dumnezeu, de ce nu al... Păi, să ne gândim, e simplu. Ce face comunismul, ca să ne raportăm acum la... Păi, noi nu aveam comunismul, nu e altceva într-o formă exterioară decât un gen de creștinism. Egalitatea oamenilor și așa mai departe. Însă, atenție, Dumnezeu e scos din ecuație. În comunism e înlocuit cu partidul unic, iar în totalitarismul de dreapta, în acest semizeu, conducător atotputernic, atotcunoscător, infailibil și așa mai departe, vizionar. De aia spunem că totalitarismele sunt religii politice. Inclusiv conducătorul înlocuiește divinitatea în varii forme. Da. Cred că am găsit înlocuiește creștinismul cu Führer princip, Biblia cu principiul conducătorului, da. Așa. De fapt, acest Führer princip, principiul conducătorului, știți ce înlocuiește? Crezul. Crezul din creștinism e înlocuit cu principiul Führerului, care e atot puternic, e să spunem, sâmburile sistemului, cum, a ideologiei. Doamne Dumnezeule, au reușit să prindă lucrurile astea atât de bine la țări întregi, la o Germanie întreagă, la o Italie întreagă, la și România a fost infectată la un moment dat. Hai să o spunem clar. După fascism și nazism, a treia mișcare totalitară de dreapta, ca importanță, e mișcarea legionară. Așa e considerată în literatura de specialitate din Europa și din Statele Unite. A treia, ca importanță, este, și o spunem și noi, mișcarea legionară. Ajunge puțin timp și la putere, dar prin faptul că are niște ideologi de prestigiu din intelectualii generației 30, face că din mișcare să se situeze pe, nu neapărat un onorabil, loc al treilea. Cum? Au avut succes asemenea aberații, eu le spun aberații sistemice ale democrației, în atâtea țări, putem vorbi de cauze concrete legate de social, economic, politic, crize de natură morală ale continentului. Dar dacă vreți să-i dau și o natură religioasă, nu putem scăpa de această zonă, vorbesc tocmai de această capacitate a răului de a se metamorfoza. De a se ascunde. Nu de a se ascunde. Nu, de a căpăta diverse chipuri. De a căpăta înfățișări luminoase. Răul, Lucifer, înseamnă ce? Purtător de lumină. Nu? Purtător de lumină. Extrem de luminos. Răul ia forme luminoase. Forme extrem de atrăgătoare. Și această multiplicare, capacitate de multiplicare a răului, întotdeauna răul e multiplu. Și în Biblie apare la un moment dat o întrebare: cine ești tu? Răspunsul este așa: noi suntem legiunea. Răul niciodată nu e de unul singur. Întotdeauna e multiplicat. E și vorba românească: răul nu vine niciodată singur. Păi nu vine. El vine cu, după, mi-a plăcut expresia, sistemul bulgărului de zăpadă, vine multiplicat, se mărește, se umflă în permanență, dar e multiplu. Și capacitatea asta de metamorfoză, de mutație a răului,
E un gen de... Răul nu funcționează numai în spațiul ăsta transcendental, metafizic. Adesea îi place să se manifeste la nivel... se simte mai bine la nivel material, concret. Acolo e locul lui. Pentru că, până la urmă, diavolul lucrează pe zona materiei, a impurului, a păcatului. Tot ce e pur, e de obicei imaterial. Tot ce e impur, adică infectat de rău, este material, da? Pornind de la corpul nostru, cel mai bine rău se joacă cu, nu? Cu corpul nostru, nu cu... Spiritul e mai greu, dacă spiritul e... Spiritul nu e al nostru, noi suntem purtătorii lui, noi suntem vase, atât. Nu e al nostru, e atingerea divină, scânteia divină din noi. Răul nu poate lucra acolo, dar lucrează în zona concretă, zona materială și inclusiv chiar în zona rațională, învârtind niște în rațiune. Da? Adică de-aia a avut succes, au avut succes și, din păcate, s-ar putea într-un viitor oarecare aceste totalitarisme, chiar de dreapta, să reapară. Lor le trebuie totdeauna un țapi ispășitor, un dușman. Nu mai există evrei. Dușmanul probabil va fi islamul, străinul. Și în multe țări din Europa există o ascensiune a extremei drepte, fie naționaliste, fie de nuanță asta... rasială, adică e o realitate. Se adaptează în permanență la situații găsește victima și țapul ispășitor. E teoria țapului ispășitor. Găsește oricând. Da. Că, păi, cumva aici, pentru că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, cumva aici vrem să ajungem. Pentru că, în bună măsură, în această carte, reușiți să explicați cum se întâmplă aceste mutații sau cum s-au întâmplat. Să le teoretizați, să puneți lucrurile pe un făgaș normal. Dar, important este, îndrăznesc eu să cred, pentru că, personal, nu cred că toată lumea e de acord cu mine și nici nu ar fi bine și frumos cum sunt societățile liberale. E normal să vedem cât mai multe opinii. Dar, în contextul actual, în care discutăm de o serie de crize, discutăm crize economice, crize politice, crize continentale, crize... Pentru că, dintr-o altă perspectivă, s-ar putea peste câteva zeci de ani să discutăm că am trăit cu toții într-o perioadă de război hibrid, economic, sau cum vreți să-i spuneți, mondial, dar de altă factură, de altă formă. Să înțelegem, practic, ce ni s-a petrecut. Dar în contextul actual, eu întrevăd riscurile și foarte multe similitudini între ceea ce trăim acum și perioadele în care acest totalitarism de dreapta, studiat și bine documentat în această carte, perioada în care acest totalitarism, perioade similare sau situații similare cu ceea ce văd acum, în România, în Europa, în lume. Da, numai că societatea actuală este una, nu? Globalizată, post-industrială, și apropo de metamorfoze, această teorie sau acest concept al omului nou nu s-a încheiat, părerea mea. Omul nou totalitar a fost o etapă. Omul nou a viitorului are cum va arăta. Probabil omul nou a viitorului este va deveni acel hibrid fundamentat pe o matrice, apropo de film. Filmul Matrix e extraordinar în sensul ăsta. Îți arată o variantă a unei lumi posibile în care mașinile să domine specia umană. Sau specia umană să fie confundată cu mașinăriile. Dacă observăm depersonalizarea asta omului nou totalitar, se repetă sub o altă formă, prin depersonalizare indusă de internet. Prin internet, la prima vedere, e un instrument pe care trebuie, nu? Bun, da. Trebuie să-l folosim. Să luăm partea întunecată acestei povești. Noi devenim alienați. Noi nu mai suntem capabili să comunicăm direct. Noi ne convine să fim un element impersonal într-o rețea. Păi cu ce e diferită rețeaua omului viitorului, în care vom avea probabil implantat ceva, poate nu mai prindem, Doamne feri, în noi, de omul nou totalitar. Noi suntem în rețea, devenim o entitate colectivă,
Și entitatea asta colectivă, impersonală, funcționează ca un gen de stup. E comportamentul de tip, amintesc lucrul ăsta la un moment dat, de tip stup. Hive behavior. În care eventual există o regină, o matcă, care induce perpetuarea așa, dar sistemul poate funcționa foarte bine și de la sine, dar numai sub formă de entitate colectivă. Dacă ai deranjat entitatea colectivă, atunci indivizii care o alcătuiesc sunt total dezorientați și funcționează ciudat. Mă rog. Așadar, omul nou totalitar poate avea o variantă unui om nou al viitorului. Apropo de asta, apropo de film, am mai spus-o, o repet, Terminator, da? Acel moment în care mașinile preiau conducerea pe această planetă. Deschid într-o zi telefonul sau calculatorul, nu mai știu ce. Fac o căutare, găsesc ceva anume, cu bucurie mare mă duc la un prieten de-a meu, deschid calculatorul și constat că pe același algoritm de căutare, adică cuvinte cheie și așa mai departe, motor de căutare și ce, îmi dă cu totul și cu totul alte rezultate. Și trag singur concluzia, deja discutăm de o anumită formă de inteligență artificială care începe să-și arate colții. Cine nu vrea să vadă, n-are decât. Dar sper că pe mine nu o să mă considerați un adept al teoriilor, conspirațiilor sau ce o mai fi, dar nu că direcția nu-i bună. Atâta timp cât o controlăm noi, încă e de bine. Dar dacă în urma unor asemenea procese, cum sunt cele din această teorie viral-metamorfică, și atenție, cele din geologie sunt procese atât de lungă durată încât nici nu simți când s-a produs mutarea. Ori aici mutația. Ori aici cam tot acest lucru se întâmplă, pentru că a ceda pe aici, pe acolo, că trebuie să trecem de o criză, trebuie să se întâmple ceva, uite, a venit salvatorul, așteptarea acestui salvator și așa mai departe, ajungem într-o zonă din care întotdeauna se iese cu... Vă dau un exemplu al lumii contemporane. Și cuvântul de încheiere, vă rog. Cuvântul de încheiere. Cum se produc aceste mutații și o mutație pe care o vedem astăzi. Tuturor ne se spune că de dragul siguranței, al securității noastre, trebuie să fim controlați. De fapt, ni se ia libertatea. Am ieșit din casă, suntem filmați. Mergem la magazin și plătim. Cineva știe ce situație avem în plan, financiar. Această libertate ne este luată sau ni se induce ideea să o dăruim noi de dragul siguranței. În felul acesta funcționează și intrarea într-o lume, într-o nouă ordine de tip totalitar, pseudototalitar, așa că trebuie să fim foarte atenți ce facem cu libertatea noastră. Din fericire sau din nefericire, singura libertate reală pe care o putem controla este cea spirituală, interioară. La aceea nimeni nu poate umbla. În rest, statul sau organisme suprastatale, de dragul siguranței, ne mânghe ușor pe cap și spun lăsați-ne nouă libertatea, că noi ne ocupăm de securitatea dumneavoastră. Prețul ăsta-i, la început, libertatea. După aia mai vedem. Cam atât. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența și în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Îndrăznesc să mai fac eu o dată invitație. Nu, dumneavoastră, pentru cei care vor să vină luni la lansarea de carte. Vă aștept cu mare drag la această lansare de carte, unde aproape cu siguranță veți auzi în prezentări niște oameni deosebiți în plan intelectual, niște oameni foarte deștepți, unde de la discursul lor până la conținutul a ceea ce spune e foarte frumos și vă va încânta, dincolo de ceea ce am încercat să scriu și să realizez în anii aceștia. E o, mă rog, modestă creație intelectuală. Sper să producă niște valuri,
să aibă succes, sper să fie criticată. Atunci când e criticat, înseamnă că e luată în seamă. A stârnit niște reacții. Și îndrăznesc eu că, în bună măsură, ar trebui cunoscut ceea ce se spune aici, pentru că, vă spun, pericolele sunt mari și ne așteaptă la tot pasul. Iar dacă știm ce și cum, e posibil să fim scăpați, să fim salvați. Să le evităm sau să le mai amânăm, măcar. Măcar. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.